Și apoi, imediat după ce se eliberează șosea, o să împrăștiem nisip și antiderapant, dar nu din cauza asta a fost accidentul, mai pentru cauza vitezii pe care am reținut. Acum este ulei pe șosea și o să dăm cu nisip și la solicitarea ISU și a poliției circulației. Cu câți oameni ați acționat aici? 4 oameni.